Lavinia Pârva, prima reacție despre divorțul de Ștefan Bănică Junior. Lavinia Pârva a rupt tăcerea. Cântăreața a vorbit pentru prima dată despre ultimele zvonuri conform cărora s-ar fi despărțit de Ștefan Bănică Junior. Se pare că totul este o speculație din nou. S-au căsătorit în anul 2017 după câțiva ani de relație, dar iubirea dintre ei este cât se poate de reală. Este vorba despre Ștefan Bănică și Lavinia Pârva. Recent au apărut zvonuri că cei doi ar divorța, iar artista a ținut să-și facă primele precizări. Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva. Mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în serios. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului. Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc. Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi. Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget. Păi nu divorțez eu. Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziua, că altă treabă nu am. Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, că și nici ea, instanța sărăcuța, altă treabă nu are. Doamne, mare-ți-e grădină! Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou. Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta. Eu nu prea port accesorii în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoia să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine. O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul. O iubesc, o ador. E un simbol, e important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa, a transmis Lavinia pe Instagram.